bisericii care după masa aceasta a cântat o cântare spre slava lui Dumnezeu, cântarea în care a spus nu nouă, Doamne, ci numelui Tău de slavă. Eu cred că noi care suntem în casa de rugăciune putem să ne unim alături de cor și de cel care a scris această cântare și cu toții să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul! Amin. Iar că Dumnezeul nostru merită toată slava și Lui vrem să-i dăruim și după masa aceasta, binecuvântat să fie El. Copiii au cântat și ei două cântări până aici și prima cântare parcă a fost o cântare în care spunea despre frică, despre teamă. De altfel, ucenicii, după ce Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimane a fost prins și a trebuit să meargă la Golgota și a trebuit să fie pus în mormânt și a treia zi a înviat, ucenicii aveau o frică, aveau o teamă. Și alături de ei și Apostolul Ioan spune în Cartea Apocalipsa și redă o teamă pe care avea omul acesta lui Dumnezeu. Dar acolo a intervenit Fiul lui Dumnezeu și i-a spus, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, cel care este viu în vecii vecilor. Apostolul Petru, cel care a scris cele două epistole și textul din seara aceasta, și omul acesta a avut o teamă, a avut teama lui și a așteptat o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, cu Cel care este viu în vecii vecilor. Și după o noapte de smucium și de alergare pe Marea Tiberiadei, omul acesta, după o noapte în care n-a prins nimic alături de pescari, în zorii dimineții, cineva stătea pe țăr. Era Domnul Iisus Hristos care îi aștepta pe țăr. După ce le-a dorit de mâncare, Domnul Iisus Hristos, pentru Petru, pentru cel care avea în el o teamă, avea în el o frică, avea în el o neîmplinire, avea în el un eșec, Domnul Iisus Hristos s-a îndreptat înspre el și a pus o întrebare. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și această întrebare s-a repetat de trei ori pentru omul acesta, pentru Petru. Și el a răspuns căci îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Și din acele momente, Domnul Iisus Hristos i-a făcut și o prorocie pentru viitorul său, pentru bărbatul acesta care avea să sufere, pentru ceea ce se va întâmpla în bătrânețea lui. Dar în versetul 19, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petru, vino după mine. Și din acele momente, Apostolul Petru a început să meargă după Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Teama a fost rezolvată în sufletul lui Petru. Problema dintre el, relația dintre el și Dumnezeul său și Domnul Iisus Hristos a fost rezolvată. Și după masa aceasta suntem în casa de rugăciune și aș dori atât de mult Domnul Iisus Hristos, care este prezent în Evanghelie, să stea de vorbă cu noi. Prin Evanghelie, Domnul Iisus Hristos să stea de vorbă cu noi. Și pentru toți acei care au întrebări, și pentru toți acei care au cheamă, și pentru toți acei care așteaptă un răspuns, prin Evanghelie și prin cântare în continuare, Domnul Iisus Hristos să le dea răspuns tuturora. Slăvit să fie El! Așa cum am spus despre omul acesta lui Dumnezeu, despre Petru, omul acesta a început să vestească cuvântul Domnului după ce a fost plin de Duhul lui Dumnezeu și a început să sufere pentru Domnul Iisus Hristos și a trebuit să fie închis și în închisoare acolo a așteptat răspunsul la ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus mai dinainte. Și el dormea dus în închisoare. A fost bătut și a fost închis în închisoare. Dar Îngerul Domnului a venit lângă el și a dorit acea izbăvire pentru Petru și pentru ucenicii care s-au rugat. Și omul acesta a putut să înceapă să scrie această frumoasă epistolă pentru toți acei care
și în vremurile acestea suferă. Și El ne spune nouă tuturor să ne încredem în Dumnezeul nostru. Ne spune nouă tuturor să nu ne temem, pentru că avem la ceruri, în ceruri, un Dumnezeu minunat și e Domnul Iisus Hristos care mijlocește pentru noi. Slăvit să fie El! În versetul 1, cuvântul Domnului ne spune despre suferințele, despre patimile Domnului Iisus Hristos. Și versetul 1 începe astfel: dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Frați și surori, stimați prieteni ai Evangheliei, voi și noi toți care suntem aici, în casa de rugăciune din locul acesta, aș vrea, în câteva gânduri, să vedem despre patimile Domnului Iisus Hristos, despre suferințele Domnului Iisus Hristos. Și suferințele acestea ale Domnului Iisus Hristos, patimile acestea, le găsim în Evanghelii, acolo în săptămâna patimilor, unde Domnul Iisus Hristos a suferit atât de mult pentru mine și pentru tine. Și cuvântul Domnului ne spune despre Fiul lui Dumnezeu, care a suferit mult de tot pentru ca să împlinească voia Tatălui și ca să își răscumpere un popor. Și cuvântul Domnului ne spune despre Hristos care a suferit. Și lăsați-mă să citesc doar câteva versete din Cartea Evanghelistului Matei, unde descrie suferințele Domnului Iisus Hristos. Și prin Evanghelistul Matei, în capitolul 27, începând cu versetul 26, găsim câteva lucruri pe care Fiul lui Dumnezeu le-a suferit în acele momente, în acea săptămână de patim, în acele zile când El a fost prins. În versetul 26 spune despre Domnul Iisus Hristos: Iisus, după ce a pus să-L bată cu muielele, era o suferință pe care Domnul Iisus Hristos a suferit-o pentru mine și pentru tine, pentru noi care suntem în adunare. Cuvântul Domnului spune mai departe, căci a umplut-o cu unul de spini pe care le-a pus-o pe cap și i-a pus o trestie în mâna dreaptă. Ne imaginăm noi în seara aceasta ce suferință a avut Domnul Iisus Hristos, să-i se pună o coroană de spini pe capul Lui și spinii aceia au intrat și au început să curgă sânge pe fața Domnului Iisus Hristos. Și toate acestea, El care e Împăratul Împăraților, El care este Domnul Domnilor, să poartă o coroană de spini pentru mine și pentru tine. Ne dăm noi seama de suferința pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune mai departe, versetul 30. Oamenii îl scuipau asupra Lui și luau trestia și băteau în cap. Câtă suferință a trebuit să îndure Domnul Iisus Hristos. Și suferință sufletească este descrisă în versetul 46, unde El își înalță glasul către Dumnezeu, când vede acea despărțire de Tatăl și strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ne dăm noi seama de ce suferințe, câtă suferință a dus Domnul Iisus Hristos pentru noi la Calvar? De altfel, Isaia descrie suferința aceasta în versetul 6 din capitolul 50, unde spune: mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Lucrurile acestea le-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru ca noi, în vremea aceasta, aici, în locul acesta, să putem în liniște să lăudăm pe Dumnezeul lui Israel și, plecând din locul acesta, să trăim o viață nouă. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Prorocul Isaia descrie suferința Domnului Iisus Hristos în capitolul 53 și nu mă voi opri, dar numai versetul 10, unde spune: Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință un grâu care trece roata peste el și este zdrobit. Cam în sensul acesta a fost zdrobit Domnul Iisus Hristos prin suferință pentru mine și pentru tine, ca eu și tu să fim eliberați. Și astfel,
Dumnezeul nostru să ne primească pe toți în slavă, binecuvântat să fie El. De ce a suferit Iisus? De ce a trebuit să sufere Domnul Iisus Hristos atâta suferință pentru noi? Nu se putea altfel. El, Împăratul Împăraților, El Fiul de Dumnezeu să sufere atâta pentru noi. Nu se putea altfel. Frații mei, nu. Noi și părinții noștri cântau o cântare mai de mult, în care spune despre suferința Domnului Iisus Hristos, că suferința Domnului Iisus Hristos ne-a dus mântuire, ne-a dus vindecare și ne-a dus cu Tatăl în păcare. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Dumnezeu a privit cu îndurare peste întreaga omenire și a văzut nevoia de mântuire. A văzut nevoia că și eu și dumneavoastră avem nevoie de mântuire și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să sufere. A văzut nevoia de vindecare. Nu exista și nu există vindecare pentru sufletul meu și sufletul tău în altă parte. Numai în jertfa Domnului Iisus Hristos, în rănile Lui, El a fost zdrobit pentru noi. Și El acolo a dus povara păcatelor mele. Și în rănile Domnului Iisus Hristos suntem vindecați. Slăvit să fie El! Binecuvântat să fie El! Dar se naște o întrebare. Dacă Hristos a suferit atât de mult pentru noi, noi care suntem copiii Lui, cât suferim noi pentru Hristos și pentru Evanghelie? Și la această întrebare aș vrea fiecare să ne dăm răspuns. Un răspuns care să-i placă și să nu ne placă nouă, ci un răspuns care să-i placă Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De altfel, o a doua parte a suferinței este ceea ce suferim noi pentru Evanghelie. Și cuvântul Domnului ne spune în versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Omul acesta, Petru, care a suferit, omul acesta care a avut eșecuri în viața lui, a putut să îmbărbăteze pe ucenici, a putut să îmbărbăteze pe biserica primară și poate să ne îmbărbăteze și astăzi pe noi, prin cuvântul Evangheliei. Și El ne spune că suferințele pe care noi le trăim aici, suferințele pe care le avem noi aici, noi nu trebuie să le punem alături de slava viitoare, de ceea ce ne așteaptă în cerul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat pentru toate. De altfel, suferința este temporară. Suferința are un început și are și un sfârșit. Și mă bucur atât de mult pentru că există un sfârșit al suferinței. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa despre Domnul Iisus Hristos, acel care a suferit atât de mult pentru noi. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Slăvit să fie Domnul! Va veni o zi când durerile, când suferințele, când tot ceea ce am suferit pentru Evanghelie și pentru Hristos se vor sfârși, pentru că va veni Cel care este viu în vecii vecilor și El ne va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Suferința, frații mei, prieteni dragi care suntem în casa de rugăciune, suferința are și rolul ei și scopul ei. Suferința ne prelucrează, ne maturizează și cuvântul, lucrul acesta îl găsim în cartea aceasta lui Petru, în capitolul 5, începând cu versetul 10, unde spune: Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, pe pământul acesta vom suferi, dar numai puțină vreme, puțină vreme, dar va trece lucrurile acestea, vă va desăvârși suferința aceasta, vă va întări, vă va da putere și vă va face să fiți neclintiți. Slăviți să fie Domnul! Doresc din toată inima ca noi să înțelegem voia lui Dumnezeu și să rămânem oameni prin ceea ce trecem, prin suferință, să nu uităm că Iisus a suferit mai mult pentru noi. Să nu uităm să ne facem partea noastră pentru Evanghelie și pentru semenii noștri,
care mor în păcate, i-au nevoie de salvare. Hristos m-a salvat pe mine și pe tine, dar în jurul tău ai prieteni, ai rudenii care au nevoie de salvare. De aceea, să nu uităm după masa aceasta, să, prin suferințele pe care le trecem pentru Evanghelie, să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Petru, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Frații mei, să purtăm numele de popii cu cinste. Să purtăm numele de copii al lui Dumnezeu cu cinste în orașul acesta. Și colegii noștri, vecinii noștri, să, în ziua cercetării, să-L găsească pe Hristos. Slăvit să fie El. Pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Așa ne spune textul în ziua de astăzi. Și pentru că sfârșitul lucrurilor este aproape, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și tot Apostolul Petru ne spune, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, adică noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și răspunsul îl găsim aici. Tot Petru îl dă prin Evanghelie. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Slăvit să fie Domnul! Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și doresc din toată inima ca noi toți să ne pregătim. Lumea aceasta se va termina, dar eu nu știu când va fi sfârșitul meu. Tu nu știi când va fi sfârșitul tău. Să ne punem viața rânduială, să ne punem casa rânduială, să ne dea putere Dumnezeu să vedem asupra copiilor noștri și să trăim astfel, ca în așa fel încât va veni Hristos la noapte sau în ziua de mâine să fim ai Lui, slăvit și binecuvântat să fie El. Versetul 1 ne spune despre ceea ce a făcut Hristos, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Și oare ce gândire a avut Fiul lui Dumnezeu? Cum a avut gândirea Fiul lui Dumnezeu? Și aș vrea această gândire să o avem și noi. La încheiere, în sensul acesta, cuvântul Domnului ne spune în cartea Filipeni despre gândul lui Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Slăbit să fie Domnul Iisus Hristos! Gândul care era Hristos să rămână în viața mea. Gândul care era Hristos să rămână în viața ta. Și în smerenie să așteptăm harul lui Dumnezeu. În smerenie să așteptăm îndurările lui Dumnezeu. În smerenie să așteptăm pe Hristos, care este gata să vină. Binecuvântat să fie El astăzi și toți vecii vecilor. Amin.